Salutare, numele meu este Azura și să ne jucăm Tropico 6. Și în acest joc o să avut o scenariu în care dictatorul României, Nicolae Ceaușescu, decide să cumpere o insulă în Caraibe. Și o să vedem cum se va termina acest lucru. Dar înainte de a începe, mai trebuie să ne facem caracterul. Asta e caracterul nostru și va trebui să facem să arate ca dictatorul Ceaușescu. Da, era bărbat, îi dăm un costum șmecher. Scăpăm de pălărie și de țigară. Un purt ochelari, n-avea nici barbă. Părul avea călionțat. Și costumul era de culoare gri. Avem caracteristicile președintelui aici. Avem mai multe și o să se face asta, deoarece lui Ceaușescu îi plăcea mult să demoleze chestii, mai ales biserici. Și palatul nostru, care seamănă perfect cu Parlamentul României. Și o să las așa. Și acum să ne luăm o insulă. O să ne jucăm pe sandbox și acum să vedem ce achiziții ne luăm. Ok, luăm insula asta și începem din era războiului rece. Începem cu 75 locuitori. Începem cu mulți bănuți. Și azi vedem ce a trebuit să faci aici pentru a câștiga. Lăsăm așa. Nu vrem nicio condiție. Doar să rămânem la putere, asta contează. Și dăm start. Bun venit în noua achiziție a Republicii Socialiste Române. Hehehe. Stați aici și mai chiar avem. Avem Palatul Imperial și eu. Parlamentul României în Caraibe. Avem niște căsuțe, o fermă și bineînțeles port aici. Unde mi este caracterul, vreau să văd de Ceaușescu. Uite-l aici. De ce are porua ăsta? Nu vreau. Alb, alb, alb. Așa. Și cărlionțat era. Așa. Hiu, mult mai bine. Oh, separarea puterii în stat. Bineînțeles că nu trebuie așa ceva, Ceaușescu știe ce face. El e liderul suprem al acestei țări. Gata, asta a fost și Constituția. Că toți au case, bine. Acum ne trebuie, bineînțeles, producție. A, nu se poate așa ceva. Demolat imediat. Blocuri comuniste, ce ne trebuie nouă. O să facem țigări, carpați. Ei, avem țigări. Și pentru asta ne trebuie plantație. Aici plantație. Și trebuie tabacă. Punem ferma chiar aici. Fix lângă fabrică. Cu siguranță nu o să ne afecteze plantația. Fumul de la fabrică. Ok, de aici o să fie sediu de propagandă. Police station. Spune miliția la treabă. Așa, un monument. Așa, perfect, statuia lui Ceaușescu. Că se știe că Ceaușescu e cel mai bun lider din lume. Time is precious, President. Especially your time, as you are the busy leader of a nation and not just a child playing in a sandbox. Da, da, pe ultima gura. Mama mea, cu ce avea, nu se poate. Și s-a dus gura ăla de biserică. Cu toții trebuie să știe că numai Ceaușescu e Dumnezeu suprem. Așa, și pune un bloc frumos printre case. Vedem ce face dictatorul nostru.
se promovă să vadă ce fac cetățenii Republicii Socialiste Române. Pe aici ce trebuie să facem. Că cu siguranță nu ne atingem de aia. Industrializare! Perfect. With a program for industrialization, we can plan far enough ahead to make money, but not so far ahead as to have to worry about environmental impact. Bla 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 bla, hai acolo bagă banii. Mai 40% o fac, nu trebuie. Mă acolo de să mă stresc deoarece n-avem alegeri. Oh, da, trebuie să cercetez ceva. Până era aici, research. Da, să cercetăm emigrarea. Pentru că des eu oprim pe cetățenii noștri să plece de țară. Hai că facem țigări. Ce asta? Ce să fac, un fast food sau un muzeu? Bineînțeles, dedicat lui Ceaușescu. Muzeul. Ia uite-l, mă. Din păcate, liderul nostru s-a lăguit. Revenim mai târziu la el. Păi iată, mă, cetățenii au deja bani de mașini. Nu prea îmi place asta. Ce asta? Vreau. Așa cum a fiecare străin de să fie verificat când intră în țară. Superb. Cam strâmpus. Lasă-l să mă așa. Cu e vorba aia, lasă că merge și așa. Yeah, boy, dă bani aici. De ce carta are uniformă din secolul al XIX-lea? Nu mă contează. Oricum îi plătim. Am să-și avem ambasada și îi dăm, bineînțeles, prietenii noștri din pactul de la Varșovia. Nu mă mai deranjează, te rog frumos, rog aici! Domnul Ceaușescu vizitează fabrica. Bineînțeles, să vedem ce fac muncitorii. Nu sunt. Nu, clădire! Nu, industria! Aoleo, ce facem? În ultimo, văd ceva, vecinule. Uite aici. Unde se pune, unde se pune. Perfect. Așa, repede. Aoleo, n-am angajat. Reports of downtown vandalism are greatly exaggerated. The fashionable new distressed architect. Stai, ce? Repede, a dat fol la clădire. Nu se poate așa ceva. Aoleo. Nu e bine deloc. Ia să facem un mic accident. Și perfect, este un colaps financiar. Nu, ne revenim. Hai, crești. Nu. Da? Noroc mai de la sovietici. Avem nevoie de soluții radicale. You should be. Traitors to tropical lurk in every corner. Be vigilant. Report anti-tropical behavior immediately. Perfect, propaganda și face efectul. Sau, stai, i-a dat iarăși foc. Aoleu. Trebuie să face ceva cu rebelii. Nu aveam ce să muncesc la poliție. Nu, se cumpăram. Cum de-a numai 33 de locuitori? Acum acesta a întâlnit populația mea dintr-o dată. Nu trebuie deloc. Ok, deci aparent insula asta va fi mare eșec. Imigranți, te rog. If these rebels want your attention so badly, they should make an appointment, like everybody else. No! Unde sunt rebelii? Armată? Dar mai am populație. Domnule Ceaușescu, fugi!
Aoleu, deja trag în parlament. Tu ce faci, tu te perebeli? Perfect armata. Ei! Distrugeți-i mai repede! Aoleu, un elicopterul ăla. Măcar am elicopterul, fii rar. Ok, încă o să dau mai și gata. Băi, domnul președinte, nu mai avem nevoie de elicopter. Și acum avem numai 26 de locuitori. Am care Dumul Ceaușescu a spălățit. Am fi câștigat noi rebelunea aia, dar cam degeaba, deoarece apare nimeni nu mă locuiește pe insula asta. Și cred că aici o să încheie și acest episod, deoarece, după cum se vede, sunt în colaps financiar, nu avem populație. Și dacă România a trebuit să-și cumpere o insulă din Caraibie, răspunsul este nu, deoarece mai fi un mare dezastru. Eu am fost Azurax, salut!